Final de meci, diferență parcă un pic cam mare. Da, din păcate repriza a doua nu a fost pe măsură și asta este. Cred că am greșit, cred că prea mult. Ne-am permis să greșim cu o echipă ca și Timișoara, sigur, cum te prinde, cum te penalizează. Vedem, analizăm, urmează pentru noi două săptămâni de stop, de pauză, analizăm ceea ce a mers bine și ceea ce a mers rău și așteptăm meciul de acasă cu Baia Mare. În prima parte ați fost un eseu, a fost și o lovitură de pedeapsă, parcă un joc mai consistent. Da, mai consistent și o altă atitudine. Asta v-am spus, că în repriza a doua nu am arătat același lucru. Adică nu am avut undeva, atitudinea a scăzut în măsură. Și, bineînțeles, nici banca de rezervă nu ne-a ajutat foarte mult la schimbări și cred că aici s-a produs un dezechilibru. Veniți după o etapă în care ați pus 20 de puncte lui Dinamo, pare că vreți să fiți o echipă combativă în grupa aceasta întâi. Da, ăsta și este obiectivul nostru, să avem progres de la meci la meci. Nu este presiune pe noi să neapărat să câștigăm, să facem lucruri extraordinare. Pentru noi e foarte important să avem progres de la meci la meci, exact așa cum am spus, și să devenim o echipă, o echipă care să ne caracterizeze atitudinea. Un jucător care a trecut și pe la Timișoara și care e un nume în rugby românesc, Sean Morel, e acum la dumneavoastră, cum vă ajută? Ne ajută foarte bine, vă dați seama, e un jucător cu multă experiență și sigur face diferența în rândul celorlalți. Sărbători binecuvântate să aveți! Mulțumesc la fel! Drum bun spre casă. Mulțumim. Da? Da. Bună ziua! Ați făcut o repriză, o primă repriză bună aici la Timișoara. Bună ziua, da, o primă repriză bună, suntem obișnuiți să facem, să începem bine. Din păcate, în a doua repriză am căzut puțin fizic. Am avut un cartonaș roșu, două cartonașe galbene sau trei, nu mai țin minte exact, și asta cred că a tras puțin în jos scorul. Dar ne bucurăm de prima repriză și încercăm să învățăm din greșeli și urmărim să creștem de la meci la meci. Ce vă propuneți în acest sezon, per general? În acest sezon ne propunem meciuri cât mai bune, ne propunem să creștem, ne propunem să noi jucătorii tineri să acumulăm experiență și să învățăm de la jucătorii cu experiență mai mare, să jucăm contra lor cum a fost astăzi. Am jucat contra unei echipe care are mulți jucători la echipa națională și cred că asta este un plus pentru noi. Pentru voi fiecare meci e greu, jucați cu cele patru mari, nu e ușor în grupa întâi. Da, corect. Avem meciuri grele, mai avem încă 6 meciuri, Steaua Dinamo, Baia Mare urmează, sunt niște meciuri grele, dar noi ne bucurăm pentru că doar cu meciuri de genul ăsta poți să crești, poți să acumulezi experiență și poți să devii un jucător mai bun. Mulțumesc tare mult, sărbători. Mulțumesc fericite. Și eu, zi bună, sărbători fericite. Toate bune. Merge? Da? Mai ușor azi decât în prima etapă. Da, bună ziua. Nu a fost un meci ușor, am început bine și am încercat să menținem ceea ce am antrenat în timpul săptămânii și au fost câteva greșeli individuale, colective, dar pe final a fost bine. 47-10, una echipă care i-a dat 20 de puncte lui Dinamo și a fost aproape să scoate un rezultat bun cu Dinamo. Da, fiecare meci este, nu este niciun meci la fel. Am luat meciul ăsta de la început până la sfârșit și am reușit să obținem un rezultat bun. Pentru tine e deja al doilea sau al treilea? Al doilea sezon în rugby românesc. Da, al doilea. Al doilea sezon. Cum te-ai obișnuit? Cum te-ai acomodat? M-am acomodat foarte repede. Colegii m-au ajutat foarte bine și am arătat ceea ce pot în teren și ne uităm pe viitor să ajungem cât de sus. Urmează o serie foarte grea de meciuri. Da, o să urmeze Baia Mare acasă, după aceea o să avem câteva deplasări. Acum o să ne uităm la meciul următor cu Baia Mare și o să vedem ce o să fie. De sărbători ce faci? O să mă duc acasă la Arad și o să stau cu familia. Sărbători fericit! Mulțumim la fel! Mersi frumos! Vali, felicitări! Ai și rodat lotul, e și o victorie convingătoare? Este o victorie convingătoare poate din prisma jocului, dar nu este genul de victorie pe care mi-l doresc să-l obțină echipa. Multe eseuri pe acțiuni individuale. Am atras atenția băieților asupra două aspecte pe care le urmărim în acest meci, și anume partea colectivă, să intrăm într-o structură colectivă și într-o disciplină tactică. Mare parte a jocului nu s-a întâmplat acest lucru, le-am transmis chiar la cald acest aspect și
Repet, pentru mine nu este genul de victorie care să mă mulțumească la nivelul întregii echipe. Te-a supărat TSE-ul primit? Nu neapărat, vorbesc la nivel general. Clujul a venit să joace, noi cât i-am lăsat atât au jucat. Sunt și puncte pozitive, bineînțeles, sunt băieți care individual și-au arătat potențialul, dar avem și foarte multe răspunsuri în urma acestui meci și pe mine, din perspectiva antrenorului, m-a ajutat extrem de mult. Un gest colegial frumos, Tiche, pasă lui Rupanu, i-a făcut un eseu cadou. Da, Tiche, am spus-o și în fața echipei, este unul dintre jucătorii care a intrat foarte, foarte bine de pe bancă și bineînțeles că îmi doresc ca fiecare jucător să arate în primul rând această bucurie de a juca rugby și nu să venim la teren și să păcălim încă o zi sau să mai păcălim încă un meci de rugby. Pregătirea echipa pentru seria Baia Mare Steaua Dinamo? Normal că la asta mă gândesc, că și acest meci a fost în pregătirea premergătoare următoarelor trei partide extrem de dificile. Avem un meci extrem de important în data de 22 împotriva campioanei. Îi vom urmări și pe ei în această etapă la București împotriva celor de la Dinamo. Și trebuie să avem lecțiile foarte bine făcute. Știm, Baia Mare, o echipă extrem de solidă în toate compartimentele. Dacă vom meta la rugby pe care îl antrenăm și pe care știm să-l jucăm, avem șanse și șanse importante. Dacă nu și vom încerca din nou să rezolvăm lucrurile individual, vom suferi foarte mult. Vale, sărbători luminate! Mulțumesc asemenea tuturor! Mersi. Poți să vin?